Bună seara! Hello! Welcome și bună ziua! Atât de multe saluturi pentru că avem invitați și urmăritori de pe alte fusuri orare și din alte spații lingvistice. Adaptându-ne vremurilor, am ales să marcăm lansarea unui volum cu totul special în formulă online. La editura Institutului Cultural Român a apărut anul trecut albumul Dinu Lipati, muzicianul în imagini, The Musician in Pictures. Formulele eveniment editorial și condiții grafice de excepție se folosesc adesea. Ne bucurăm să vă spunem că în cazul acestui album ambele sunt valide și validate de produsul editorial pe care îl lansăm astăzi. Este cu adevărat un eveniment editorial pentru că e vorba de primul album bilingv în română și engleză dedicat lui Dinu Lipati, cu studii care includ fotografii și documente inedite, scoase la lumină în ultimii ani de demersurile unor pasionați cercetători ai activității sale de pianist și de compozitor. Cât despre condițiile grafice ale albumului, ei bine, vă veți putea convinge răsfoindu-l și achiziționându-l. To switch languages, hello again and welcome. New book on Dinu Lipati, a truly exceptional event, both in terms of contents and of graphical presentation, not to mention it is bilingual in Romanian and English. We launch it online today. Thank you for joining us. Having to adjust our book launch to a certain time frame, I won't be translating everything and entirely, but I will, however, make a very brief summary of what is being said in both languages. Condițiile sanitare ne-au împiedicat să facem o lansare cu prezență fizică la momentul apariției cărții, așa că astăzi, la o zi după aniversarea 104 ani de la nașterea marelui pianist, Dinu Lipati, muzicianul în imagini, The Musician in Pictures, se lansează online. Ne urmăriți pe, sperăm că ne urmăriți pe paginile de Facebook, we are live on Facebook, on the pages Zilele Lipati, Radio România Muzical, The Piano Files with Mark Ainley, Dilema Veche, Diana Jipa, violinist, și Ștefan Doniga, pianist. Many thanks to you for co-streaming this book launch. La fel ca și faima lui Dinu Lipati, colaborarea la volumul în care parcursul biografic al artistului este urmărit în 4 texte a fost internațională. 2 dintre autorii capitolelor vin de dincolo de hotarele țării și chiar ale continentului. Din Canada, Mark Ainley, iar din Marea Britanie, Orlando Marin. International collaboration for this bilingual volume, Dinu Lipati, muzicianul în imagini, The Musician in Pictures, with passionate researchers of Lipati's artistry and life, we have Canadian Mark Ainley and British Orlando Marin as contributors from outside the borders of Romania. Partea românească este reprezentată de Monica Isăcescu și Ștefan Costache. Vor lua de asemenea cuvântul ca invitați de onoare pianista Mara Dobrescu, între ale cărei înregistrări se găsesc și lucrări de Lipati și Sever Voinescu, redactor șef al revistei Dilema Veche, meloman și jurnalist muzical. Adaug și numele meu, Maria Monica Bojin, în calitate de traducător al volumului și moderator al acestei lansări. Next to Romanians, Monica Isăcescu and Ștefan Costache, authors of the two other chapters, we also have pianist Mara Dobrescu joining us from France and Sever Voinescu, editor-in-chief of the Dilema Veche magazine, who are invited to speak at this special book launch online. Thank you all. Voi începe cu Mark Ainley, vechi și, cum spuneam, pasionat cercetător al discografiei lipatiene și, de altfel, datorită căruia aceasta s-a îmbogățit semnificativ. Studiul său tratează, de altfel, tocmai înregistrările lui Dinu Lipati. So, Mark Ainley, you are the first to speak. Would you please share with us some of your adventures on the road of discovering new recordings by Lipati, your chapter in the book we are launching today? Thank you very much, Maria, and thank you everyone for inviting me. And I'm just delighted by the fact that we were able to create this
I think, remarkable book with the part of international as well as Romanian researchers, which I think speaks to the fact that Lipati is really an international presence in the musical scene across the world, and that his playing continues to fascinate us. For me, it's 35 years since I first started exploring Lipati's artistry, and about 30 years of research. And so in this chapter, it was the first time that I ever, it was the first time that I presented some of the documents, the physical form of some of these documents. And so I am going to do a little, just a little presentation just to show some of the images, which I think will be of great interest to anybody who, of course, gets this book, which I highly recommend. So, I mean, this image shows really how Lipati has been over my shoulder pretty much my whole life with my musical explorations. When Lipati died, these were all the recordings that were available. So he already had an international reputation when there were only about 3 hours of recordings that were available. And of course, the most famous one. And after he died, there was a mad rush to try to find more recordings of this pianist. And so there were some more recordings that were discovered. And this is some of the story that I'm telling through these, the 25 pages of the section of the book that I present. And we start off with his very first recordings in Paris. And this is the first time that the recording sheets have been visible. And in fact, I only got these the year before the book went to press, thanks to a French researcher. They had eluded me for a very long time. And again, with the new discoveries that are happening, the year before the book went to press, some Romanian archivists were able to locate they were able to locate the original records of some very rare radio recordings that Lipati had made in 1941. I had the great opportunity in 1991 to go to the EMI's Abbey Road studios. And as a result, I was able to get copies of all of Lipati's session sheets. And so throughout this presentation, as I present all of Lipati's visits to London and his recordings for EMI in Geneva as well, I show the major recording sheets outlining what it is that he produced officially on record. And on that visit, this is the first time I'm publishing the actual image of this, we find some memos that reveal that some of the stories we were told about Lipati for decades were completely false. One of the most famous stories was that Lipati refused to record the Tchaikovsky concerto. And yet here we find a memo when he was alive, starting discussions about Lipati agreeing to record this Tchaikovsky concerto. So these are some of the fascinating documents which we have in this chapter, including after his death, this very dramatic search for a recording of Lipati playing Chopin's first piano concerto, which was really like a spy story on the part of Walter Legg, Lipati's producer, and Lipati's widow, Madeleine Lipati. I then move into, starting in 1989, when I started doing my research and I located a copy of the Bartok Third Concerto and some other private recordings and a BBC broadcast of Lipati, which were then released in 1995. And the mysteries continued in 2008. Some private recordings of Lipati ended up in Brooklyn, New York, all the more remarkable because Lipati never left Europe. And
these were in the hands of a collector who refused to part with them, and quite literally he had to die before we were able to get our hands on the recordings. But what's so amazing here is we can hear Lipati in a completely different way than we generally hear him in his studio recordings. And so in a fascinating compilation featuring some of the greatest pianists ever to record, it was Dino Lipati who was on the cover of Marston Records' 2018 disc of Landmarks of Recorded Pianism. This is the premier label for the rarest historical recordings on the planet. Again, in 2008, I was able to track down Antonio Gianigro's daughter, and through her we were able to finally obtain recordings of Lipati playing with his friend, the cellist Antonio Gianigro, which included some Beethoven. And then finally, 12 years later, the image on the right-hand side, these were released on the APR label. So as much as it was said that Lipati never played Beethoven, this is in fact not true, and we can now actually hear how he sounded in Beethoven. And so the search for lost recordings of Lipati continues. Here we see the BBC listing of the one recording which started my research 31 years ago, this desire to find Lipati playing Beethoven's Waldstein Sonata. And it still hasn't been found, but given the fact that we found things that we did not expect, I do not give out hope. So this chapter in this book highlights really this fascinating story of Lipati's recorded history. And this is how we know Lipati generally now, is through his recorded legacy. We have what happened during his lifetime, and then what happened after his lifetime in two different sections. Everything that was done by the researchers prior to my involvement in 1989, and then the last 30 years where there have been some amazing discoveries. So I'm absolutely delighted that these fabulous documents are available to share in this truly marvelous book. And I'll hand this over to you now, Maria. Thank you so much. Thank you, Mark. Mulțumim, Mark Ainley, autorul canadian al capitolului Înregistrările lui Dinu Lipati, din volumul Dinu Lipati, Muzicianul în Imagini, The Musician in Pictures. A vorbit despre această carte spunând că este într-adevăr remarcabilă colaborarea internațională, care dovedește încă o dată că Lipati însuși este o prezență internațională. Mark Ainley are în spate 30 de ani de cercetare a înregistrărilor lăsate de Lipati, care la momentul stingerii sale din viață însumau doar 3 ore, atât, între care celebrul coral de Bach în aranjamentul Myra Hess, pe care l-ați auzit, a fost primul exemplu muzical. Capitolul pe care îl semnează Mark Ainley merge de la primele înregistrări făcute de Lipati, de altfel tot o premieră este în acest capitol și prezentarea fizică a unor documente, cum ar fi fișele de înregistrări făcute de Lipati, nu s-a mai publicat niciodată, le puteți găsi în volumul nostru. Ce a mai reușit Mark Ainley să demonstreze este că două dintre miturile, apropo de dorința sau interesul lui Lipati față de anumiți compozitori, cum ar fi Tchaikovsky sau Beethoven, au fost complet nefondate. Da, a vrut să înregistreze Tchaikovsky, documentele pe care le vedeți în carte demonstrează asta, și da, a înregistrat și Beethoven cu nimeni altul decât Antonio Gianigro, marele violoncelist,
Mark Ainley a dat de urmă unor înregistrări Lipatia Nigro în colecția Ficei violoncelistului. Mulțumim încă o dată, thank you again, Mark Ainley. Îi voi da acum cuvântul lui Orlando Murin, partea britanică, cel care a vorbit despre povestea lui Lipati și a soției sale în capitolul Dinu și Madeleine. Orlando Murin, hello, we are very anxious to hear what you thought about the love story between Lipati and his wife as you wrote your study for this. Good evening and thank you so much for inviting me to be here. It's a great pleasure. I love this book, which is full of fascinating pictures. You can sit down and read it, but you can also sit down and just look at it and turn the pages. And I think that Dinu would have loved it as well because he loved photographs. This was a very photographic era, and every move that he made and every move that his wife made was photographed, very often by him, but if not by him, by their friends. So we're very lucky to have those photographs. And I'm very lucky to have found where they were concealed. But just to go back 30 years, I think I can actually beat Mark, because in terms of years of interest in Lipati, because I was introduced to him as a schoolboy by my piano teacher, who said, this is incontrovertibly the greatest pianist ever to have lived. And he told me what is the tragic story of him. And it made him a very romantic figure in my mind. And I always wanted to know more. I listened to all the recordings. And as the new recordings come up, it's incredibly exciting to think that we still have them being discovered. But I was always very interested to know the personal story behind this man, what enabled him to achieve such fantastic pianism. And I read the biographies, I read what I could, but I never really felt that I could get a hold of it. There didn't seem to be enough personal detail. In my normal life, I'm a journalist, so I like drama, I like romance, I love the people's stories, and I want to know what they were thinking, what they were doing, what they were wearing, how they paid for it, and everything else. So this is the kind of line of investigation that I took. And Madeleine turned out immediately to be slightly enigmatic at first, but then when I began to find out more about her, I did discover that this relationship between the two of them, a slightly imbalanced relationship in some ways, although they were both from very good families in Bucharest. Dinu had all the talent and, as it were, the aristocratic background. And Madeleine had more of a kind of, you might call it nouveau riche background. And she was 7, 8, or 9 years older than Dinu, depending on which account you believe and which passport you look at. And she was also married when she met him, which was a kind of inconvenience. She was a princess at the time. All this romance buzzing in my head, it was irresistible. So I went in to search out as much as I could, and my researches took me to Bucharest, a fantastic trip to Bucharest, an awful lot of online, and to Geneva, where I discovered that the legend of Dinu lives on very strongly, but just so does the legend of Madeleine, who lived for 30 years after Dinu died, a very long, tragic period of being a widow. But after all this, and looking at everything I know, I believe that this is one of the great love stories of all time, in a way, because you had this burning talent and this wonderful love between them. Now, very often geniuses, it seems to me, acquire some kind of protector figure in their life, someone who looks after them and enables them to devote themselves to what they care about that much. But in this case, it was, I think, much more of a genuine love affair, and they were everything to each other. I mean, in the end, Madeleine was not only his manager, his wife, his housekeeper, but also his nurse. And it's unthinkable that he could have achieved what he achieved without her. Now, one big stroke of luck I had in my research was I was rootling around in the Swiss archives, and I happened to find the notice of Madeleine's death. And there was a name of someone who attended the funeral of a family, and a family name that I didn't know.
it was a very unusual name. It's the name of Neurofue. And I looked it up. And in Switzerland, the phone books are very easily accessible. So I telephoned the Neurofue. And I didn't get any answer, but it also had an address. So I wrote. And it turned out that this was Madeleine's cousin who inherited all her photographs, which was the most enormous excitement. So when I heard that they had boxes and boxes of photographs, of course, I hoped from Mark's point of view that they might have had records and discs and all sorts of other things. But alas, it was only photographs, but it was thousands of photographs and they weren't at all interested in them. They let me look at them. And then I went back subsequently and I made a selection of these thousands of photographs for the book. So the book shows intimate pictures, beautiful intimate pictures of the couple right from their earliest years right through to the very sad end where Dinu is looking a bit sad, well, looking very, very unwell indeed. There's one thing missing, which I will just put out there. We've got, Mark has his missing Waldstein sonata. We have the important point of Dinu's entire solo repertoire sheet music missing. No one knows where it is. I mean, it could have been buried with Madeleine. I can't imagine why she would have been buried with it, but it's gone. And we've looked every single person that I've tried everywhere from Argentina to all over the world. We can't find it anywhere. So if anyone ever finds anything annotated that with the neat handwriting of Dinu, that's what we're looking for. One other thing that I discovered, which is also featured in the book, which I hate to be tantalizing about, is that in 2017, two of my friends completely independently mentioned to me that they had heard there was a snatch of a film footage of Dinu. So this was unbelievable. I said, oh yeah, sure. Didn't believe it at all. I found the person who was reputed to have this sheet music, who was reputed to have the film footage. I met her, she was incredibly delightful, and she'd lost it, she found it, she lost it, she found it. Finally, I went to London and she showed it to me and I almost died of delight because there he is. And the film footage, it's about 30 seconds in all, and it's of Dinu and Madeleine at a garden party in Lucerne. And I won't tell you too much more about it because we're keeping it under wraps, not to be cruel and tantalizing, but that because we're hoping in the fullness of time that a documentary will be made about Dinu, and for them to have pristine film footage that hasn't been seen of him would be an enormous bonus to them making it. So forgive us for not showing it very widely. A few people have seen it and it's very precious. So here there are some stills in the book, just so you know what you're missing. And there's a very handsome picture of Dinu there, looking very joyous. And they look very much in love. The way their body language, Madeleine and Dinu, is very touching. So let's all look forward to this documentary. But without the documentary, the next best thing is this lovely book with the great pictures. And it's been wonderful to be part of it. And thank you, Monica, for asking me to be part of it. That's my lot. Thank you very much, Orlando, for your contribution. A fost autorul studiului Dinu și Madeleine, din volumul Dinu Lipati, muzicianul în imagini, The Musician in Pictures, pe care îl lansăm astăzi. Conține într-adevăr imagini fascinante, așa spunea Orlando Marin. Crede că și lui Lipati ar fi plăcut pentru că era pasionat Lipati de fotografie. Orlando Marin a aflat despre Lipati de la profesoara lui de pian și faptul că a avut așa o poveste tragică de viață l-a făcut să își dorească să afle mai multe despre pianist. A făcut cercetări la Geneva, unde a constatat că legenda lui Lipati, bineînțeles, se păstrează, dar și a Madeleinei. Și a poveștii dintre ei doi, o mare poveste de dragoste, o poveste de iubire adevărată. A spus că au fost într-adevăr totul unul pentru altul. Madeleine a fost soție, manager, infirmieră. Orlando Marin spune că poate că Lipati nu ar fi reușit să fie ce a fost fără ea.
Către final a spus că a găsit în arhivele elvețiene de acolo din Geneva un nume în legătură cu soția lui Lipati. A telefonat la numărul găsit în cartea de telefon și a constatat că este vorba despre vărul soției lui Lipati, de la care a cules, de la care a primit mii de fotografii. Ce și-ar dori Orlando Marins să se găsească sunt partiturile de pe care a cântat Lipati și care nu se știe unde sunt, și speră la un viitor film documentar dedicat lui Lipati, pentru că în 2017 Orlando Marin a reușit să dea de urma unei bucăți de film, a unei bucăți de filmare la o petrecere din Lucerna, unde Lipati a fost prezent. Până acum nu aveam decât fotografii de ale lui. Sperăm din suflet să fie un început pentru o poveste video a lui Lipati. Thank you again, Orlando Marin. Ajungem la contribuția românească și o invit la microfonul laptopului pe Monica Isăcescu. So the third contributor to the book will tell us now how she saw Lipati in the City of Light. Monica, vorbește-ne despre cum l-ai văzut tu pe Dinu Lipati în atmosfera pariziană, orașului luminilor. Seara tuturor! Având în vedere cele spuse de domnul Marin, aș vrea să spun că biografia lui Lipati cred că este extrem de ofertantă pentru un scenariu de film. Am mai adus ideea asta, dar de fiind toate aceste povești muzicale, dramatice, romantice care se întrepătrund, povestea lui Lipati nu cred că este cu nimic mai prejos decât cea, eu știu, a pictoriței Frida Kahlo, sau dacă e să ne referim la cuplul Madeleine Dinu, cea a scriitorilor Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, sau dacă ne raportăm la spațiul românesc al artiștilor plastici Sabin Pop, și el plecat mult prea devreme dintre noi, și Teodora Cernat. Iar albumul de față cred că poate fi citit și în această cheie a unor povești ce se reconstruiesc din fotografii și din documente, mare parte dintre ele publicate pentru prima oară. Dinu Lipati, în primul rând, ne-a dat acces nouă românilor la o poveste a pianisticii internaționale, pentru că alături de George Enescu, Dinu Lipati a făcut cunoscut numele României și muzica românească în lume. Este totodată o poveste tragică a vieții unui mare artist care a pierit în plină tinerețe și într-o perioadă de ascensiune a carierei sale, când ajunsese să concerteze alături de Herbert von Karajan, Hans von Benda, Paul Zahăr și alte nume la fel de mari. Este totodată o poveste a Bucureștiului interbelic, la care noi cei de acum ne întoarcem mereu cu nostalgia unor timpuri pierdute și pe care probabil nu o să le mai recăpătăm curând, ale orașului nostru. Și totodată este o poveste a intelectualului român care găsea în secolul 20 la Paris nu doar clima blândă ca alternativă a iernilor de la noi, ci și locul de a-și desăvârși educația. Și ajungem astfel la partea de poveste care mi-a revenit mie în acest album, și anume construirea poveștii pariziene a lui Lipati din câteva poze și documente inedite. Câteva dintre ele vi le voi arăta în această seară. Așadar, primul reper al șederii lui Lipati la Paris se leagă de dorința mamei sale, care a fost motorul plecării familiei Lipati din București la Paris în urma invitației pe care o primiseră de la Alfred Cortot pentru ca Dinu să studieze la această instituție fondată de altfel de Alfred Cortot. M-am oprit asupra acestei fotografii, care cred că este necunoscută publicului larg, în care îi vedem pe Dinu Lipati și pe mama sa, Ana, proaspăt sosiți la Paris, în grădina Boussicot. Este cea mai apropiată zonă verde de locuința familiei Lipati de la Paris, din Rue Saint-Romain, numărul 9. Și aș vrea să remarcați, pe de-o parte, mâinile atât de frumoase ale lui Dinu Lipati,
care se odihnesc pe genunchiul său și pe de altă parte privirea mândră a mamei, așa cum a rămas întotdeauna de fiul ei. Apoi, Alfred Cortot este un alt reper important în ceea ce privește viața pariziană a lui Dinu Lipati, nu numai că el este cel care a generat prezența lui Lipati la Paris prin invitația pe care i-a oferit-o în urma premiului câștigat de Dinu Lipati la concursul internațional de la Viena. Știm cu toții că Alfred Cortot îl văzuse ca membru al juriului, îl văzuse pe prima treaptă a podiumului pe Lipati. Nu s-a întâmplat acest lucru. Cortot a fost nemulțumit de decizia colegilor săi din juriu și i-a oferit în schimb lui Lipati posibilitatea de a studia la Paris. Vedem în aceste poze că relația dintre Cortot și Lipati nu era o simplă relație profesor-elev, ci era mult mai mult de atât, era o legătură amicală, astfel că în vara anului 1935, atunci când sunt realizate aceste fotografii, atunci când familia Lipati și-a petrecut vacanța în sud-estul Franței, la Douai și apoi la Aix-les-Bains, Lipati, mama sa și Valentin au fost invitați să asiste la un recital pe care Cortot îl susținea în aceeași regiune, la 35 de kilometri distanță de Aix-les-Bains, la Annecy, și iată că atunci s-au realizat și aceste fotografii. În partea de jos a paginii o vedem pe Ana Lipati alături de Alfred Cortot, dar și de viitoarea soție a lui Cortot și mama acesteia. Apropo de relația specială dintre Dinu Lipati și Alfred Cortot, iată o nouă mărturie. În același an, 1935, impresarul lui Cortot, Charles Kisgen, este cel care organizează un turneu de recitaluri lui Dinu Lipati în Elveția. Iar pe acest afiș pentru recitalul de la Montreux, vedem acolo într-o casetă pe care am mărit-o în josul paginii, vedem cum a fost publicată pe afiș recomandarea lui Alfred Cortot, în care spune: dați-mi voie să vă recomand un tânăr pianist cu merite excepționale, al cărui talent remarcabil am avut ocazia să-l constat la concursul internațional pentru pianiști de la Viena, unde a obținut premiul al doilea, deși îl merita de departe pe primul un mare as de mâine, o adevărată revelație la orizontul pianiștilor. În aceeași perioadă a verii 1935, se sudează, ca să zicem așa, prietenia familiei Lipati cu un alt exponent al culturii românești în Franța, compozitorul Philip Lazar. Vedem fotografia din josul paginii. În aceeași vacanță despre care vorbeam mai devreme, familia Lipati îl vizitează pe Philip Lazar la sanatoriul la care era internat pentru tratament evident, Grand Hotel du Mont Blanc, în regiunea Haute-Savoie. Iar la plecare, Lipati primește câteva partituri ce aparțineau lui Philip Lazar, dar și o baghetă de dirijor. Fotografia este de asemenea în această pagină. Nu era un gest întâmplător, pentru că Lipati începuse să studieze și dirijatul. Iată ce reprezintă Parisul pentru Lipati. Nu doar posibilitatea de a-și continua la superlativ studiile pianistice, ci și lărgirea orizontului său muzical. Asistă la concerte cu mari muzicieni. Știm că scrie și cronici pentru ziarul Libertatea din România. Și se înscrie la Ecole Normale, la cursul de dirijat susținut de violoncelistul Diran Alexanian și ulterior, așa cum arată și această adresă pe care o vedeți pe fundalul paginii, la cursul tot de dirijat de orchestră a lui Charles Miunș. George Enescu este următorul reper important al vieții pariziene a lui Lipati. Știm cu toții relația cu totul specială pe care o avea familia Lipati cu George Enescu, nașul de botez al pianistului. Însă, în timpul șederii lui Lipati la Paris, a beneficiat de sfaturile lui George Enescu, au înregistrat împreună. Erau într-o relație de permanentă colaborare.
Iar ceea ce vedeți în această pagină este biletul pe care George Enescu l-a transmis lui Dinu Lipati prin intermediul poștei pneumatice pentru a-l vizita și a-i cânta programul înaintea unui recital pe care Lipati urma să-l susțină, un recital important. Vă spuneam că sunt multe povești, iată, asta este și o poveste a istoriei, nu? Poșta pneumatic era un sistem foarte bine dezvoltat în Franța, a apărut în 1860, a fost folosit până în 1984 și consta într-o rețea de 450 de kilometri de tuburi, iar în vremea șederii lui Lipati făcea posibilă comunicarea mesajelor pe teritoriul Parisului în mai puțin de o oră. Avem aici scrisul lui George Enescu. Apoi, sigur, Nadia Boulanger, una dintre marile personalități pedagogice pe care Lipati le întâlnește la Paris, după Alfred Cortot, Yvon Lefebvre, Paul Ducasse. Nadia Boulanger este probabil personalitatea care îl influențează cel mai mult în privința componisticii sale. Perioada modernă europeană a creației lui Lipati este legată de Nadia Boulanger și de lecțiile sale de la Ecole Normale, la care veneau elevi din toate colțurile lumii. Câteva exemple, eu știu, Aaron Copland, Igor Markevici, Grajina Bacevici, Astor Piazzolla și mai târziu și Vladimir Cosma, nume mari care au trecut prin clasa de compoziție a Nadiei Boulanger, printre ele și Lipati, care, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Cocteau, a devenit nu numai student, discipol al Nadiei Boulanger, ci și prieten al acestei mari doamne a muzicii franceze. Iar fotografia pe care o vedeți aici a fost realizată în Gara Saint-Lazare în 1938, după încheierea înregistrărilor cu valsurile opus 52 pentru voci și pian la patru mâini de Brahms. Celelalte personaje din poză sunt marea lor parte interpretele vocale ale acestor înregistrări. Iar ultima fotografie pe care am vrut să vă arăt este cea a recitalului istoric susținut de Lipati pe 29 martie 1939 la Paris, la Sala Pleyel. Este practic recitalul care îl consacră printre marile nume ale pianisticii din acea perioadă. Critica muzicală franceză a fost extrem de entuziastă la apariția acestui nume, pianistul în vârstă de 22 de ani atunci. Însă, perfecționismul lui Lipati nu l-a lăsat să se bucure prea mult de acest moment. Îi scria Floricăi Muzicescu într-o scrisoare pe 30 martie 1939, că recitalul n-a mers rău, dar aș fi putut să fiu și mai spiritual dacă nu eram prea obosit. Tare mult aș vrea să ajung ziua în care să fiu pe deplin mulțumit și cu conștiința complet împăcată. Spun multe aceste rânduri despre felul în care se analiza Dinu Lipati și despre perfecționismul lui. În final, aș spune că munca noastră a constat și în datarea corectă a tuturor acestor informații. Nu întotdeauna sursele pe care le-am avut la dispoziție erau suficiente pentru a plasa în timp, pentru a data corect toate aceste obiecte, documente. Iar în acest demers ne-am ajutat foarte mult și de corespondența lui Dinu Lipati, de scrisorile către Mihail Jora, către Florica Muzicescu, și aș vrea să le mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri, începând de la autorii celorlalte capitole, editurii Institutului Cultural Român și, bineînțeles, gazdei noastre din această seară, Maria Monica Bojin. Mulțumesc, Monica! Monica Isăcescu, who authored the chapter Dinu Lipati in the City of Light in the volume Dinu Lipati, the Musician in Pictures, we are launching today.
was saying that indeed, as Mark Ainley and Orlando Marin just argued before her, Lipati's life and that of his wives might very well be suitable for a film script, as they feature musical, dramatic, and romantic stories interlacing. Lipati was very important to make Romanian music known worldwide. It also happened because he had the chance to study in Paris. This happened at the third decade of the 20th century, when Lipati went to Paris after at the invitation of Alfred Cortot, who asked him to come and study at the Schola Cantorum in Paris, institution which he had founded. After Lipati didn't win the first prize at the Vienna International Competition, which in Cortot's eyes was unfair. He thought Lipati should indeed have gotten the first prize. In France and in Paris especially, Lipati had a very close relationship with Cortot, whose impresario also organized a tour for him. Monica Istăcescu also mentioned the connection between Lipati and another Romanian composer living in France at that time, Philip Lazar, who presented him with a conductor's baton. Not an unusual gesture, but not without a reason, because in Paris, Lipati also took some conducting classes. Another important name in the Parisian segment of Lipati's life was George Enescu, who was actually Lipati's godfather. Again, Nadia Boulanger, the teacher who Monica Isăcescu said probably most was the most influent on Lipati in terms of his activity as a composer. The last bill she on her screen was the recital which in the Salle Chopin in Paris, which established Lipati internationally. And yes, that's about very briefly what Monica Isăcescu said. Mulțumim, Monica. Ultima contribuție românească din volumul Dinu Lipati, muzicianul în imagini, The Musician in Pictures, Ștefan Costache, a urmărit cei din tâi pași ai lui Dinu Lipati în studiul Prima Ascensiune, Anii Formării și Afirmării în România. So a Romanian, Ștefan Costache, accompanied Lipati up to his first breakthrough in Romania. We are going to ask him what he learned joining Lipati on this road. Ștefan, ce ai aflat mergând alături de Lipati pe drumul lui? Mulțumesc, Maria. Mă gândeam acum că e de fiecare dată un act de curaj să te apropii de Dinu Lipati, pentru că, în primul rând, atât omul Lipati cât și marele muzician Lipati impun un sentiment de venerație, un sentiment firesc. Și pentru că viața lui a fost extrem de dramatică, un final tragic, și pentru că rămâne unul dintre ultimele exemple de pianiști, compozitori pe care a avut secolul 20 și cred în general fenomenul muzical. Un pianist cu un stil care nu s-a alterat odată cu trecerea timpului și cred că rămâne unul dintre ultimele exemple de mari pianiști afirmați până în 1950, care continuă să intereseze, nu au picat în desuet. Volumul de față se deschide cu acest capitol dedicat perioadei românești, numim perioada primei afirmări și perioada formării, o perioadă foarte fericită din viața lui Dinu Lipati, o perioadă însorită, să numim. S-a născut într-o Românie interbelică care a oferit solul potrivit pentru a se forma și a se afirma. A avut parte de unii dintre cei mai buni dascăle timpului și nu numai din perspectivă românească, pe Mihail Jora. Monica amintea perioada pariziană unde a avut ocazia să studieze cu Nadia Boulanger. E bine, la sfatul lui Mihail Jora a plecat Lipati către Paris. De asemenea,
În momentul în care a părăsit definitiv România, era un pianist desăvârșit. Asta și grație relației pe care a avut-o cu Florica Muzicescu, unul dintre marii pedagogi pe care Europa i-a avut în acel moment. Și desigur, George Enescu a fost nașul lui din Unipati, dar în același timp a fost și un partener al lui din Unipati de muzică de cameră, de altfel îl considera printre pianiștii cei mai potriviți stilului lui George Enescu, au și făcut înregistrări împreună. Așadar, despre ce este vorba în acest capitol, despre fotografii cu obiecte personale ale lui din Unipati, spre exemplu cu costumul lui de botez, care reprezintă în sine un obiect de mare interes în momentul de față, fotografii care documentează copilăria lui, fotografii ale diplomelor primite, ale ordinilor culturale sub semnul precarității, mărturii ale turneelor internaționale pe care le-a făcut la începutul anilor 40. Și aici e de spus, de subliniat faptul că într-o epocă în care la Ateneul Român concertau cei mai mari soliști ai timpului și erau prezenți cei mai mari compozitori, de la Prokofiev, Stravinsky și până la Richard Strauss, din Unipati avea o poziție privilegiată în raport cu directorul de atunci și artizanul filarmonicii din perioada interbelică, George Enescu, spre exemplu, își putea alege oricând programele de concert. Valorificăm în acest capitol multe dintre obiectele, dintre fotografiile existente în arhiva Muzeului Județean Argeș, căruia îi mulțumim, cu care am colaborat de-a lungul timpului foarte bine. Ele sunt, aceste imagini sunt importante pentru că ele figurează într-adevăr în arhiva Muzeului Județean Argeș, dar nu oricine poate avea acces la ele. Se consultă un catalog în care sunt înregistrate și, deci, accesarea lor nu este cea mai lesne de făcut. O perioadă, așadar, fericită din perioada lui din Unipati. Avem numeroase fotografii, de asemenea scrisori, de exemplu, din partea Martei Bibescu, cea care îl invita să concerteze pe Unipati la castelul ei de la Posada. Obiecte, fără îndoială, foarte, foarte emoționante, care alcătuiesc un puzzle cu siguranță incomplet, și o să spun și de ce este incomplet, al unei vieți mult prea scurte. Un puzzle incomplet pentru că foarte, foarte multe obiecte personale și documente personale sunt aparent pierdute, așa cum spunea și domnul Mărin ceva mai devreme. Poate la un moment dat le vom regăsi, cine știe. De ce este important acest plan uman? Eu nu cred în ultima instanță că urmărind biografia, povestea omului din Unipati, aflăm în ultima instanță ceva esențial despre muzician, despre muzica lui, despre pianistica lui. Dacă vrei să-l cunoști în calitate de pianist și compozitor, cel mai bine este să-i asculți muzica. Dar ce oferă aceste carte între planul uman și planul artistic, un ecart impresionant, ca și la Beethoven, oferă imaginea completă a unui artist uriaș, pe care avem obligația să-l cunoaștem sub toate fațetele lui, atât cât putem. Și aceasta a fost și intenția mea atunci când am spus da propunerii colegei mele, Monica Izăgescu. Ea a coordonat acest volum și îi mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, Ștefan. Thank you, Ștefan Costache. He wrote the chapter From Student to Star, Romania, the First Breakthrough. He said that indeed, as all the previous speakers said,
It is courageous and bold to approach Lipati, and one does it with a sentiment of veneration, which is rather natural, both because of the dramatic ending of his life, and also because Lipati seems to be the last example of a pianist composer of the 20th century, perhaps in the history of music up to now. And also because he is the only pianist to have make a breakthrough before 1950, and who still continues to fascinate even now in 2021. His chapter in the book speaks of first of Lipati's childhood, which seems to have been a happy time, a sunny time. Interwar Romania was indeed favorable for intellectual growth. Lipati had indeed the opportunity to study with great teachers in Paris, but he started in Romania with just as great teachers, Mihail Jora and Florica Muzicescu. Enescu, whom he later met in Paris, was indeed his godfather, but also a musical collaborator and who often saw Lipati as his favorite pianist. In terms of pictures, you can photos, you can see in Stefan's chapter the images of personal objects such as his baptism outfit, testimonies of international tours, letters from Princess Marta Bibescu. Stefan also mentioned that in Bucharest, Lipati was already established as a great pianist, giving the example of a time when the Romanian Athenaeum, the most beautiful and the greatest concert hall we have in Romania, the Romanian Athenaeum saw such composers and performers as Prokofiev, Stravinsky, and Richard Strauss. But at the same time, Lipati enjoyed a privileged position because, for example, he could choose the repertoire he performed on a certain date. There was no mandatory requirements. One of the last ideas Stefan Costache presented was that indeed what his chapter presents is in a way an incomplete puzzle, because just as some of the recordings and Lipati's scores, many objects who belonged to Lipati or were used in his household are now lost. Hopefully we will retrieve them. And of course, to know him as a pianist and as a composer, we have to only listen to his music. To complete the image of the great artist, we must also know him on a more personal level. Rămânem în România și facem o scurtă excursie în Franța. În același timp, avem deja cititori de seamă ai acestei cărți. Ca pianistă, ați interpretat Mara Dobrescu și muzica lui Lipati. As a pianist, Mara Dobrescu, currently enjoying a career in France, performed works by Lipati, and she will tell us what she thinks about this book. Vă mulțumim că sunteți alături de noi din Franța și spuneți-ne ce impresie v-a făcut. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă simt foarte onorată și vreau să vă felicit pe toți patru, pentru că este absolut o minunată reușită. Să vă felicit pentru pasiunea și răbdarea cu care ați realizat această carte mărturie și, ce să spun, este absolut minunat să o răsfoiești, deoarece ai impresia că petreci un pic de timp cu Dinu Lipati. Și eu am avut această bucurie înaintea publicului să o pot răsfoi și mă simt foarte, foarte onorată. Desigur, această carte este într-adevăr o piesă în plus în acest fantastic puzzle al vieții lui Lipati. Și, desigur, citisem deja multe cărți despre Lipati, dar această piesă de puzzle, să spun așa, este importantă deoarece
spre exemplu, mie ca muziciană mi-a deschis poarta acestor înregistrări atât de rare, grație pasiunii lui Marc, și chiar am descoperit înregistrări într-o emisiune din 2017 din Stanford Radio Program, în care Marc, timp de 2 ore, povestește absolut minunatele peripeții ale acestor înregistrări și pe unele le știam, dar foarte mult mai impresionat, spre exemplu, versiunea concertului în re minor de Bach, absolut uluitoare, și de atunci am reascultat în bucle, să spunem așa, acea emisiune. Și da, asta grație acestei cărți, grație detaliilor pe care le conține, datorită, sigur, încă o dată, grație pasiunii care ați pus în căutarea acestor detalii și, desigur, a curiozității mele de a merge mai departe pe urma acestor mărturii și fotografii. Deci sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce ați putut publica în această carte. Pentru mine, sigur, Lipati a fost și va rămâne întotdeauna o sursă de admirație și chiar de inspirație, atât ca muzician, dar și ca om. Chiar un portret de-al său este pe pianul meu de ani de zile și îmi surâde. Mi-amintesc, spre exemplu, în anii de școală, în anii de liceu, am cântat pe un pian Lipati și de 2 ori pe săptămână mergeam, deci, în sala de curs, și de multe ori cântând, privirea mi se fixa pe literele numelui lui Lipati și cumva îmi spuneam, mă simțeam încurajată cumva și îmi spuneam, este acolo, este cu mine. Apoi, fiind la Paris, desigur, în anul 2007, am ținut neapărat să dau un concert în omagiu lui Lipati, care atunci ar fi avut 90 de ani, în sala pe care el o iubea foarte mult, la Salle Cortot. Mai târziu, în 2017, de asemenea, am dat un concert, chiar 2, unul la Paris și unul pe scena Conservatorului Santa Cecilia din Roma, și am avut șansa să interpretez Simfonia Concertantă pentru 2 piane și ansamblu de corzi, tot la Paris, la Salle Colonne, și mai de curând, să spunem așa, am înregistrat nocturna Fa diez minor dedicată Clarei Haskell. Deci el este prezent din anii de școală și până ziua de astăzi. Și, dar revenind la carte, desigur, după această mică paranteză personală, e absolut minunat să descoperi, grație scrisorilor și a imaginilor, chiar ritmul vieții pariziene din anii 30, de viață pe care Lipati a cunoscut-o. Și, cum spunea și Monica, m-a amuzat foarte mult acest detaliu al, spre exemplu, al poștei pneumatice, grație căreia într-o oră puteai să trimiți și să primești, deci, o scrisoare. Desigur, știam despre pasiunea lui Lipati despre fotografie și am descoperit cu mare plăcere portretele neconvenționale, absolut fantastice, și în care regăsim simțul umorului atât de caracteristic lui Dino Lipati. În final, am fost foarte emoționată să văd ilustrat în imagini relația lui Dino Lipati cu 4 persoane absolut deosebite, 4 femei, fără de care, în mod sigur, viața lui nu ar fi fost aceeași, anume mama sa, care am descoperit cumva că și-a vândut casa pentru a-l putea însoți la Paris, desigur, maestrele Florica Muzicescu și Nadia Boulanger, care au marcat, în mod sigur, viața tânărului pianist pentru totdeauna, și Madeleine Lipati, care i-a fost alături până la sfârșit. Desigur, ar mai fi și clarinet, Clara Haskell, care știm că era ca o soră. Da, eu am vrut, că tot vorbim de fotografii, nu? Și am o fotografie care aparține familiei mele, familiei soțului meu, Nicola Kruger,
și care, în care apare nașul lui Dinu Lipati, deci George Enescu, și Marcel Mihalovici, care l-a ajutat să obțină acea carte de, din Asociația Criticilor și să poată să meargă la toate concertele și chiar să putem avea aceste mărturii de la concertele pariziene. Iar a treia persoană care apare în fotografie este compozitorul Henri Barrault, care este bunicul soțului meu. Deci vă pot arăta, este bun, cu lumina din cameră nu se vede foarte bine, dar am să o trimit Monicăi și îl vedem aici pe nașul lui Lipati, din George Enescu, Marcel Mihalovici și compozitorul Henri Barrault. Deci este o poză care mi-a fost oferită la aniversare și pe care o țin lângă poza lui Lipati. Deci cumva s-au regăsit pe pianul meu. Încă o dată vă felicit și sper că această carte să facă foarte mulți curioși care vor merge pe aceste urme ale înregistrărilor, scrisorilor, fotografiilor ce sunt publicate în această carte și sper din tot sufletul ca noi vechi înregistrări ale lui Lipati să fie descoperite și de ce nu poate chiar și partituri pentru a ne inspira în continuare. Vă mulțumesc încă o dată și multe, multe felicitări! Mulțumim, Mara Dobrescu. Thank you, pianist Mara Dobrescu. Thanks to the authors for the passion and the patience of which this book is a testimony. She feels like spending time with Lipati himself while browsing and the book and looking at the pictures. It is indeed another piece in this fantastic puzzle of Lipati's life. She said important to her as a musician because she was able to discover new recordings. At one point, she listened to a show in which Mark spoke in detail about these recordings. And now it was a good a very good opportunity to follow up on these pictures by means of this book. Mara Dobrescu also spoke about her admiration for Lipati. She also held some concerts and recitals in homage to Lipati, did recordings of his music, and she has a portrait of him on her piano. She likes about this book the fact that the letters and the images give a sense of the rhythm of Lipati's Parisian life, for example, with details perhaps very less, very little known, such as the pneumatic mail existent in Paris by means of which a letter could be sent and received in an hour in Paris. She showed a photo in which I will mention the presence of Enescu and of Marcel Mihalovici, which is important because Marcel Mihalovici was the composer who, as you will find out when you will read this book, enabled Lipati to have an access card to enter for free to the great concerts held in Paris. And which in its turn enabled him to practice his skills as a music critic. A photo which Mara Dobrescu has from her husband, and the photo also shows a composer, Henri Barrault, if I'm not mistaken, which is her husband's grandfather. Mulțumim foarte mult! Am ajuns la cea din prezentarea, participarea care va încheia și lansarea noastră. Sunteți redactor șef al revistei Dilema Veche și meloman învederat, domnule Sever Voinescu, și ați parcurs Dinu Lipati, muzicianul în imagini, the musician in pictures. So Sever Voinescu, editor-in-chief of the Dilema Veche magazine, will also speak about this book. Spuneți-ne cum îl găsiți, acest volum. Splendid! Și dar înainte de a vorbi un pic despre carte, vreau foarte scurt să spun câteva lucruri despre acest veritabil cult Dinu Lipati care există în lume. Voi fi foarte scurt pentru că deja a trecut
mai bine de oră de când a început lansarea. A fost o seară foarte consistentă. Sunt extrem de bucuros că am asistat la toate aceste intervenții. Așa că, repet, o să fiu foarte, foarte scurt și nu să elaborez foarte mult, deși poate aș fi vrut. Ce vreau să spun este așa, ca meloman am avut ocazia să mă plimb mult în lume, să ascult muzică în diverse case, în diverse săli de concerte, în teatre de operă din America și din România. Peste tot unde întâlneam alți melomani cu care discutam muzică, aflând că sunt din România, primul nume care venea era Lipati. Bun, asta dacă nu se întâmpla să fie un român cel care concerta în seara respectivă. Dar primul era Lipati, mai degrabă decât George Enescu. Și pe mine m-a bucurat întotdeauna și mă bucură că acest cult există. Din punctul meu de vedere, să spun așa, intelectual vorbind, mie mi se pare că este o formă de dreptate până la urmă și este un semn care ne arată că totuși lumea asta nu e de toți mintită. Dacă cultul în jurul lui Dinu Lipati e atât de viu, sunt atât de mulți admiratori ai lui, sunt oameni care ajung să îl cunoască și să intre într-un fel de fascinație care îi duce direct spre pasiune și toți cei pe care am ascultat aici sunt limpede de oameni pasionați de Lipati, atunci înseamnă că lumea asta în latura ei bună mai are o șansă. Este deci acest cult și îmi place că el va continua și sunt convins că are viitor. Este, dacă vezi, o victorie asupra unor vremuri de degradare civilizațională pe care le trăim. Dar în al doilea rând, sau într-un sens mai înalt, dacă vreți, este un semn care mă bucură mult, pentru că de fapt o victorie a spiritului împotriva materiei. Și dacă stai să vezi toată viața lui Dinu Lipati, vezi că, de fapt, ea asta mărturisește. Și spun aici, împreună, viața lui și arta lui. Are dreptate domnul Ștefan Costache când spune că dacă vrei să-l cunoști ca muzician, fă bine și-l ascultă, nu trebuie poate neapărat să te uiți la fotografii și să citești corespondența lui. Dar, totuși, mie mi se pare că miza există, miza trecerii lui Lipati pe lumea asta, cu toată dragostea pe care o am pentru muzică și cu sentimentul că muzica însă și e ceva, să spun așa, cu un picior pe lumea asta și cu un picior într-o altă lume. Dar totuși am senzația că trebuie să ne uităm la miza existenței personajului, personalității Dinu Lipati. Și muzica a fost fără îndoială vocația lui, chemarea lui, locul geniului lui, dacă vreți. Dar împreună cu muzica sunt o grămadă de alte lucruri care vorbesc extraordinar despre ce a însemnat și despre miza unei vieți precum cea a lui Lipati. Și să știți că transcendentă, dacă te gândești așa, transcendentă nu e doar pianistica lui. E viața lui și acum vin imediat la carte și vă spun că am putut vedea niște fotografii în acest album care mi-au confirmat, dacă vreți, această intuiție pe care o aveam dinainte despre acest om extraordinar. Există în album o fotografie cu Lipati la 2 ani și apoi spre finalul albumului există o fotografie cu el din 1950, se apropia de finalul vieții. Sigur că lucrurile sunt foarte diferite, acolo ai un copil de 2 ani, acolo ai un bărbat de bolnav, de 33 de ani. Dar ceea ce este uimitor este că ochii sunt neschimbați. Vă invit să priviți atent aceste două fotografii și dacă puteți să decupați doar ochii. Acest tip de constanță de la 2 ani la 33 de ani, într-o viață cum a avut el, e un semn că lucrurile se decid nu aici, ci în altă parte. Și că muzica, și mai ales muzica lui Lipati, are această extraordinară forță de convingere. Albumul dumneavoastră mi se pare extraordinar, cu adevărat, pentru că din punctul meu de vedere ca meloman, să spun ca fan, mă duce spre o experiență completă, și anume experiența completă audio-video. Eu cred că nimic nu e mai frumos în momentul ăsta decât să răsfoiești acest album ascultând Lipati.
Asta înseamnă audio-video. Audio-video nu înseamnă neapărat clipuri cu oameni care să bâțâie cu trupe de dansatori, cu fel de fel de artificii și mai știu eu cu ce. Experiența audio-video de plină poate însemna, de pildă, să privești o fotografie a lui Dinu Lupati pentru 20 sau 30 de minute, cât durează, să spunem, unul din concertele pe care le-a înregistrat ascultând. Asta este o experiență totală și mie mi se pare că albumul dumneavoastră invită la așa ceva. Și din pricina asta îl socotesc, cum să spun, aproape, dacă vreți, aproape obligatoriu de avut și de frecventat de către melomani. În fine, aș vrea doar să spun că aștept ca cercetarea pe care ați început-o să continue. Nu mi-o luați în nume de rău, dar precum unui copil căruia ai dat o prăjitură bună, mai vrea una. Și îmi place modul acesta în care ați decupat, să spun, diverse episoade din viața lui Lupati. Le-ați povestit foarte frumos. E de spus că e o nedreptate că această carte se cheamă Dinu Lupati, muzicianul în imagini. Textele din această carte sunt foarte bune. Și aș spune muzicianul în imagini povestite. Ceea ce iarăși mă duce spre o experiență cu adevărat complet. Bun, deci revin. Mi-ar plăcea foarte mult să văd, dacă revizitați poate momentul copilăriei, o să vătesc extraordinar de interesantă relația lui Dinu Lupati cu fratesul, din foarte multe puncte de vedere, și mai ales relația posterității lui Dinu Lupati cu fratesul. Și de asemenea s-a vorbit aici, n-aveam nicio îndoială că se va vorbi despre relația lui cu Clara Schill, Clara Schill pe care o ador pur și simplu, și vorba aceea știm foarte bine ce a însemnat unul pentru celălalt. Prin urmare, deși sunt 33 de ani de viață, mai aveți multe de cercetat și de găsit și vă aștept cu rezultate. Felicitări încă o dată, mulțumesc! Mulțumim dumneavoastră, Sever Voinescu. Before talking about the book, Sever Voinescu said that Lupati enjoys a true cult worldwide, as he himself was able to confirm. As a music lover, he listened to music in various venues from America to Romania. And upon learning that Sever Voinescu is from Romania, the first Romanian name which came up on the lips of his of the persons he was speaking to was surprisingly not Enescu but Lupati, and he sees this as a sort of justice and a sign of saneness in a rather mad world, restoring hope, just as the contributors to this book are a sign of saneness and restore hope. He continued by saying that it seems to be a victory of the spirit over matter, and that Lupati's life and artistry do prove this. Music was without a doubt his vocation and his road, but alongside his musing, there are other transcendent elements taken from his very life. And Sever Voinescu said that some of the pictures confirm this. He urges us to take a look at the photo depicting showing Lupati at two, when he was 2 years old. And at the end of the book, there is another showing him towards the end of his life. The eyes are unchanged, and for him this is such constancy is a sign that things are being decided not in this world. He calls this album an extraordinary one and a complete experience, a complete audio-video experience, despite the lack of the audio-video superposition. He ended by urging all the authors to go on with the research and to find other important, other interesting details, such as the relationship both during his lifetime and after Lupati's death with his brother, as well as with Clara Haskell. So 33 years of life, but still many things to discover.
Lansarea online a volumului nostru, Dinu Lipati, muzicianul în imagini, The Musician in Pictures, este foarte aproape de final. Îl pregătesc spunând că faptul de a fi tradus aceste patru capitole ale cărții m-a făcut să mă simt ca într-o palpitantă aventură. Abia așteptam să văd ce urmează, ce mai aflu despre Lipati, în ce poveste polițistă, biografică sau de dragoste voi mai poși. Desigur că nu mai trebuie să spun că îmi place foarte mult cum cântă Lipati, dar tot ceea ce am citit acum mi-a rotunjit și mi-a completat imaginea pe care o aveam despre gentilul și absolutul pianist. As the honored translation of translator of this book, I was really, really feeling like in an adventure. I was just looking always forward to see what's next, what the next chapter, the next story will tell me. Of course, I like very much how Lipati plays. I don't have to say it, but what I read, what I saw, the images I looked at completed my image on the pianist. Le mulțumesc invitațiilor, autorii Mark Ainley din Canada, Orlando Murin din Marea Britanie, Monica Isăcescu și Ștefan Costache. Le mulțumesc și invitațiilor de onoare, pianista Mara Dobrescu din Franța și Sever Voinescu, redactor șef al revistei Dilema Veche. Thank you, Mark Ainley and Orlando Murin, for your participation not only as co-authors of this book, but also as speakers at its launch. Sunt Maria Monica Bojin și în calitate de moderator al lansării, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. V-am prezentat volumul Dinu Lipati, The Musician in Pictures. La revedere, goodbye and thank you all again.